calitate de președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, Ghelea Dâmbovița, dar și ca omul Constantin Ionuț Constantin. Înainte de a vă împărtăși obiectivele mele în calitate de președinte al PES Dâmbovița, țin să mulțumesc tuturor celor care au crezut în capacitatea mea de a gestiona un proiect de asemenea anvergură. Alegerea carierei politice are la bază dorința mea de a acționa, cumulând zilnic provocări care îmi solicită imperativ să găsesc soluții la problemele sociale și globale cu care ne confruntăm. Iar din punctul meu de vedere, doar implicându-mă politic, am să reușesc. Proiectul PES Dâmbovița este o nouă provocare pentru mine și am convingerea că, dedicându-mă trup și suflet, am să reușesc nu doar să-mi ating obiectivele stabilite, cât și să-mi definez și să-mi implementez planul de leadership. În primul rând, împreună cu colegii din partid, vom defini strategia de promovare și consolidare ca și forță politică europeană pe plan județean. Împreună cu colegii din Partidul Social Democrat Dâmbovița, vom implementa o bază de date ce va cuprinde cât mai mulți din voținii plecați peste votare pentru a promova proiectele noastre politice și administrative din județul nostru. Dincolo de toate aspectele economice și politice, cred că pot să fiu alături de comunitatea dâmbovițeană. PES este un organism politic foarte important și alături de echipa din care fac parte, o să pot să reprezint cu succes aceste politici europene. Vocile comune, și aici mă refer la democrație, libertate, egalitate, justiție și pace, din punctul meu de vedere, este suma valorilor care formează busola morală a unei societăți progresiste și etice. Este momentul ca noi să acționăm, este fundamental ca vocile românilor să fie auzite cu mult peste granițele țării. Iar eu am convingerea că împreună cu echipa PES și cu ajutorul lui Dumnezeu am să reușesc să transmit ideile comunităților noastre la nivel european, deoarece Europa este pentru europeni, iar noi suntem europeni.